Am reținut o descoperire pe care a spus-o un proroc tânăr. Se făcea că o femeie, o soră care era în adunare, urca pe niște trepte spre amvon și călca foarte apăsat cu tocul. Și când colo imaginea se schimba și se făcea că ea călca cu tocul pe anumite versete din Biblie, se făcea gaură acolo și nu se mai vedea ce scris. Femeia asta nu avea nici capul acoperit și călca, între altele, și pe versetele acelea cu acoperirea capului. Și el s-a speriat, a fost o voce. Cu femeia aceasta și cu slujitorii acestei biserici mă voi întâlni în ziua judecății.